dimineața. Începem seria de lansări de astăzi, de la Standărituri Humanitas, cu Psihoteca Practică a lui Moș Pârșu. O răsădire pe sol autohton a poeziilor lui T.S. Eliot. Răsăditorul se numește Florin Bican. Cel care îl însoțește în cartea asta, prin colajele fotografice, se numește Mihai Coșulețu. Sunt amândoi aici și vor vorbi pentru dumneavoastră, la fel cum o va face și agentul literar Simona Kessler. Le mulțumesc tuturor pentru prezență și dumneavoastră pentru răbdare și atenție. Avem de-a face, știți foarte bine, cu un Eliot care diferă spectaculos de cel din Quartete, de cel din Wasteland, din cel din Murder in the Cathedral. Este un Eliot ludic și traducerea lui presupune un meșteșugar echipat la fel sau aproximativ la fel. Traducerea lui Eliot și nu numai a lui Eliot presupune să umbli la un cifru, să încerci să-l citești, să încerci să-l decodifici, să încerci să-i faci ceva. Varianta tradițională pe care o încearcă toți autorii și pe care a încercat-o și Florin Bican este traducerea, este placarea unui text românesc pe textul original. După propria mărturisire, varianta asta n-a dat rezultatele la care se aștepta Florin Bican și atunci după 29 de ani de strădanii, în al 30-lea, spune Florin, în timpul unui spectacol de operă nu de cea mai bună ținută, revelația a venit și l-a lovit simultan în cap și în plex. Și și-a dat seama atunci că de fapt nu trebuie citit codul acela, ci trebuie mutată instalația într-un alt mediu, unde ea să suporte niște fenomene, unde ea să se topească la un moment dat și din acest proces să răsară varianta ideală în limba română. Deci nu avem de-a face cu o traducere propriu-zisă, avem de-a face cu o răsădire, cu o adaptare, cu o mutare a lui Eliot un pic mai încolo, pentru ca el să sune și mai firesc, și mai amuzant, și mai incitant, și mai provocator. Lucrul ăsta, nu știu dacă putea să-l facă altcineva în limba engleză, în afară de Florin Bican. Am dubii. Îl știu pe Florin de niște ani, știu în ce fel s-a ocupat și se ocupă de traducere, de traductologie, de traducătorii din română care vin în serii și învață de la Florin tot felul de lucruri bune. Îl știu pe Florin în ipostaza unui om care are o relație mai mult decât amicală cu poezia, cu versificația, cu scrisul. E un om care se joacă în toate cheile, e un om care are claviatura la îndemână de la un capăt la altul și de aceea cred că nimeni altcineva în România n-ar fi putut produce asemenea lucruri pornind de la poeziile lui Eliot, pornind de la Old Possum's Book of Practical Cats. Și mărturisesc, eram un ignorant până acum 20 ceva, dar nu știam ce e la pârș. Îmi închipuiam că e o creatură ușor stranie, dar mi-l închipuiam ca fiind ceva mai mare decât o pisică. Și anume capabil la un moment dat să o biruie în luptă dreaptă. Am aflat ulterior și prin mijlocirea grupului Divertis în zilele lui de glorie că pârșul e undeva la intersecția dintre șoarece și veveriță și că prin urmare n-ar trebui să pună mari probleme unei pisici, unei catifeline, ca să folosesc unul dintre cuvintele pe care le scornește Florin în această traducere, repet, minunată, reconfortantă, vie, răcoritoare și indispensabilă tuturor celor care cred în continuare că viața e și joc. Vă mulțumesc și o rog pe Simona Kessler să vă spună ce și cum. Bună ziua! Mi-a desconspirat numele, aș fi vrut să încep cu sunt Simona Kessler și sunt ailurofilă. Ailuros este numele grecesc pentru pisică și da, sunt o mare iubitoare de pisici. Inițial mi s-a propus să-mi aduc pisicile aici. Lucru imposibil, de ce am făcut poze. Pornind de la primul poem al lui Eliot, într-adevăr și eu am un fix cu numirea pisicilor. Îl numesc pe toate cu M. Mauzer.
Morris și Mota. Da, putem să facem copii. Revenind, poate vă veți întreba ce ar putea să aibă T.S. Eliot în comun cu Hemingway, cu William S. Burroughs, cu Charles Dickens, cu Charles Bukowski, cu Mark Twain, cu Raymond Chandler sau chiar cu Neil Gaiman. Toți sunt ailurofili, toți iubesc pisicile. Bukowski a scris On Cats, Burroughs a scris The Cat Inside și așa mai departe. După mine însă, în ultimii 7-6 de ani de la apariția lor, cele 15 poeme ale lui Eliot sunt cea mai frumoasă declarație de dragoste pentru neamul pisicesc. Traducerea este într-adevăr extrem de grea, iar unii vor spune chiar imposibilă. La noi, nu știu dacă înainte de 90 a existat o traducere, pe la începutul anilor 90 am mijlocit apariția într-o editură de mult defunctă, Alma Artex, de la Galați, prima ediție post-decembristă a lui Old Possum's Book, Practical Cats. A fost tradusă de doi poeți obzeciști, nu? Viorel Ștefănescu și Cristian Tudor Roșca, cu minusurile și cu plusurile ei. Îmi permit aici să fac o lectură comparată. The naming of cats. The naming of cats is a difficult matter. It isn't just one of your holiday games. You may think at first I'm as mad as a hatter when I tell you a cat must have three different names. First of all, there's the name that the family use daily, such as Peter, Augustus, Alonzo, or James, such as Victor, or Jonathan, George, or Bill Bailey, all of them sensible, everyday names. În traducerea celor doi poeți sună așa, numele pisicilor. Să dai nume pisicii e treabă grea, vă spun, nu-i vreun joc de vacanță ca leapșa pe ghicite, mă veți crede mai întâi pălărielul nebun, de zic că-i trebuie trei nume diferite. Primul pentru uzul familiei potrivit rânduielii, precum Peter, Augustus, Alonzo, sau cum e Victor, sau Jonathan, George, sau Bill Bailey, tot ce-ar dori de purtat așa nume. Iar în transplantarea lui Florin sună așa. Cum pui nume la pisică? Să pui nume la pisică? Păi, nenică, e un chin. Nu-i cum crede unii oameni, fă distracție, vreun bal, o să ziceți că-s cu capul, că sunt dus, dar stai puțin. Pisica, care-i pisică, are trei nume în total. Mai întâi are un nume pentru uz cotidian, ca să o strice toți ai casei. Mițo, Mișule, Tomițe, Aurele, Geto, Fane, Bombonico, Marian. Nume pentru toată ziua, practice și fără fițe. Citind cele 15 poeme transpuse în limba română, vă veți întreba ce caută Ceaușescu, SRI, Ghencea, Giuleștu și Pantelimonu în ediția românească a unor poeme apărute în 1939. Este limbajul neoș și demența ludică a lui Florin care au dus la naturalizarea pisicilor lui Eliot pe malurile Dâmboviței. Deci este o ediție absolut năstrușnică și cred că am fi rămas la o traducere mai mult sau mai puțin, dar pisicile lui Eliot nu ar fi trăit la 7-6 de ani după apariția lor în România. Vreau să adaug că pe lângă demența textului se adaugă ilustrația. De la început, deci prima ediție, coperta primei ediții, a fost ilustrată chiar de Eliot. Au urmat multe ediții ilustrate. O amintesc pe cea foarte jucăușă a lui Nicholas Bentley, pe cea a lui
Edward Gorey, și el un împătimit al pisicilor, și cea care merge, se adresează mai mult copiilor, a lui Axel Scheffler, care a apărut și la Humanitas în 2009, cu niște pisici grăsulici și foarte, foarte simpatice. Ce a făcut Mihail Coșulețu, se poate vedea cu ochiul liber, a făcut colaje alb-negru. Împreună, textul și aceste colaje fac din această ediție străină ceva absolut special. Unii se vor întreba dacă bietul Elliot, dacă Moș Pârșu, alter ego-ul lui Elliot, nu se întoarce mormânt. Dar eu spun că la cei 50 de ani care se împlinesc în acest an de la moartea lui Elliot, este un omagiu absolut special, o ediție unică. Iar mica mea contribuție a constat în aceea că am convins și pe Faber & Faber, editura la care Elliot a fost director editorial în anii 20, ca ei la rândul lor să convingă pe fundația Elliot, care păstoresc moștenirea literară, să aprobe această ediție super, super năstrușnică. Vă mulțumesc! Simona v-a adus poze cu pisicile ei, pe care le cheamă cu M pe toate. Am avut și eu o pisică pe care a chemat-o cu M, a chemat-o Melville. Eu n-am adus poze, n-am avut inspirația asta, am adus în schimb niște fire pe pantalon de la Cosette, colocatara actuală. Îl deconspir pe Florin, el este dog person. N-are o relație specială cu pisicile, deși nu s-ar zice din traducere. Și într-adevăr, cartea asta n-ar fi fost întreagă fără montajele excepționale ale lui Mihail Coșulețu, care veți găsi și Gara de Nord și pisici prăvălite peste stații de metrou și prin șantiere, prin ruine, prin București pe care îi iubim și nu prea. Îi mulțumesc pentru contribuție și rog să spună și el câteva cuvinte. Mulțumesc frumos! O să zic chiar două, trei cuvinte, că nu e foarte, foarte mult de povestit. Am încercat să uit că e vorba de Elliot, care a făcut colajele. Am renunțat din start la ideea de ilustrație clasică, pentru că mi s-a părut că este din altă poveste. Și tot ce am făcut a fost un exercițiu simplu de a le citi cu atenție, de a extrage, de a face un inventar de pisici, de locuri, de scenarii și să încerc să le montez cât mai spectaculos, răsturnând proporții și punând accentul pe lucrurile care, în mod normal, nu ar fi trebuit să fie în felul ăsta. Foarte multe nu aș vrea să zic, pentru că aș vrea să vă las să vă uitați și să le disecați, să le mestecați una câte una. Mulțumesc! Și acum, firește, Florin Bican, vă invit stăruitor să citiți și cartea asta, să citiți și celelalte traducere a lui, să citiți și cărțile lui pe care le găsiți pe aici prin târg. Vă asigur, sunt un răsfăț, un deliciu. Florin, te rog. Mulțumesc pentru această introducere generoasă, vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Sunt copleșit că după, până la urmă, 40 de ani se fac, de când am încercat să traduc pisicile, apar într-o formă. Nu aceasta a fost forma inițială, cum ne-a povestit și Radu, dar pentru că au apărut în această formă, cred că ar trebui să fac o lungă listă de mulțumiri. Îi mulțumesc Simonei Kessler, care a pledat cauza pisicilor în condiții deloc ușoare. Mulțumesc editurii Humanitas, îi mulțumesc domnului Pleșu, care văd că nu mai e pe aici, dar care a fost unul dintre lectorii inițiali ai acestei traduceri și m-a încurajat să perseverez. Mulțumesc doamnei Justina Croitoru, care a redactat cu multă dăruire această carte și cu care am avut consultații foarte satisfăcătoare, sper, de ambele părți. Și din nou aș folosi cuvântul copreșit, sunt copreșit de soluția cu care a contribuit domnul Mihail Coșulețu și îi mulțumesc. Prima dată când am văzut rezolvarea propusă de dumnealui, am rămas
interzis. Aproape că venea să spun, nu credeam că așa ceva frumos e posibil. Este de fapt o ilustrație, folosind termenul convențional de ilustrație, care prelungește traducerea și cred că este pentru prima oară când asist la o prelungire a traducerii în ilustrație. Și când veți vedea cartea, veți înțelege la ce mă refer. Cum spuneam, efortul a durat 40 de ani, dar a fost un efort foarte plăcut, mai ales că nu intenționam o publicare. M-am jucat și e drept, era o joacă nesatisfăcătoare la început, atâta vreme cât încercam să traduc disciplinat, mimetic, poeziile deloc disciplinate și deloc mimetice ale lui T.S. Eliot, care mi-a dat seama că în limba română cheamă inevitabil mediul în care această limbă operează. Și din cauza asta m-am trezit făcând modificări doar la început. De la un timp, modificările au început să se facă singure, să se cheme una pe alta și a apărut această carte cu Motan, pe care nu-i cheamă nici Morris, nici Mota, dar sunt toți Meta-Motani. Această colecție de Meta-Motani a prins viață animată de realitățile pe care le vedem în jurul nostru și pe care le recunoaștem. Și, într-adevăr, nu sunt un mare iubitor de pisici, dar explic asta și în prefață, nu le persecut. Sunt gata să le recunosc meritele, însă cu pisicile pe hârtie ale lui T.S. Eliot am avut o cu totul altă relație și bineînțeles că au contribuit semnificativ la modificarea relației mele cu pisicile în viață. La finalul traducerii nu pot decât să spun că îmi pare rău că T.S. Eliot n-a scris decât o carte cu pisici sau că acea carte nu conține decât 15 poeme, dar poate că ar fi timpul să mă mut la alt animal, așa că voi căuta alte animale versificate. Vă mulțumesc și vă doresc lectură plăcută! Vă mulțumim și noi. Dacă vreți să vedeți cum arată și ce fac Tina Trândăvina, Bâzdâc și motanul supranumit Teroarea dintre stații, stațiile de metrou, vă rugăm să luați cartea, iar Florin Bican și poate și Mihai Coșulețu o stau la dispoziție pentru semnături. Vă mulțumim!